Peste 20 de copii din Târgu Mureș, care frecventează școala parohială de la Biserica de Piatră, au intrat în atelierul de creație al muzicii bizantine. Timp de 3 zile, alături de arhidiaconul Catedralei Patriarhale, Constantin Hurjui, au repetat colinde în ritm bizantin. Consider că muzica psaltică nu are granițe, nu are vârste de la care să începi să o cânți, și ea poate fi învățată, la început poate cu o execuție mai simplă, dar plină de efect și plină de sensibilitate transmisă pentru ceilalți care o ascultă. Majoritatea copiilor care frecventează școala parohială ortodoxă din oraș sunt elevi ai școlii de artă, secția muzică. Cum ți se pare experiența asta? Melodiile sunt mai ușoare, sunt mai grele? Cum ți se par? Ușoare. Destul de ușoare. Dacă le cântăm corect. Păi, am văzut că ați repetat de câteva ori. Da, am repetat de câteva ori, pentru că dacă nu le facem bine, e problemă. Care au fost cele mai grele piese? Ce a fost cel mai greu de învățat? Cam aproape toate. Unele erau mai simple și altele erau mai grele. Ce înseamnă greu? Așa, adică nu, dacă faci un lucru, nu poți să-l faci că ți-e cam greu să-l faci, că nu știi sau cumva greu, așa. Nu știi cum să cânți, cum ar trebui, la cât de sus trebuie să cânți sau cât mai jos. Nu. Și am învățat mult până am învățat și am reușit să cântăm. Din punct de vedere muzical, poți să-mi spui ceva ce diferă colindele acestea vis-a-vis de celelalte obișnuite? Pe care le-ai învățat cu siguranță și la școală, la liceu. Da, diferă, de exemplu, la unele, prima dată trebuie să urci și să cobori sau să cobori și să urci. Se cântă unele mai încet, unele mai rapid și multe altele. Nu foarte mult. Ai o colindă preferată? Îmi plac toate, dar cel mai mult îmi place luată sau de sus. Poți să spui de ce? Pentru că are și un ritm mai alert și e veselă. Școala parohială de la Biserica de Piatră din Târgu Mureș funcționează de aproape 2 ani. Cei peste 20 de copii care vin săptămânal la cateheze, la cor, dar și la alte activități ale școlii, au vârste între 4 și 12 ani. Activitățile le fac în comun sub coordonarea preotesei Cosmina Nicoară și a preotului Claudiu Nicoară. Copiii sunt foarte receptivi și am profitat de faptul acesta. Sunt flexibili, se poate lucra cu ei și chiar dacă aparent sunt la o vârstă la care muzica psaltică accede mai greu sau pe care ei ar putea să o interpreteze mai greu, fiind un pic mai complexă, mi se pare că este bine să acceptăm micile erori pe care le fac acum, la început, pentru ca mai târziu să poată să evolueze pe această linie melodică. La concertul de colinde nu au fost uitați nici cei mai mici membri ai școlii parohiale. Prichindeii de 4 și 5 ani, ajutați de prietenii lor mai mari, au pregătit la rândul lor câteva colinde.